Moarte șocantă pentru o tânără în vârstă de doar 16 ani. Aceasta a pierit după ce ar fi inhalat vaporii unui deodorant. Familia adolescente este devastată de durere. Tragedia s-a petrecut în Australia. Fata a fost găsită moartă în casă de mama sa. Femeia a mărturisit că a rămas șocată după ce și-a văzut copilul mor pe podea, iar în mână ținea un deodorant. Adolescenta ar fi inhalat vaporii toxici ai deodorantului și ar fi suferit un atac de cord. Fata a pierit la doar 16 ani. Ea a suferit un infarct după ce ar fi inhalat vaporii toxici din tubul unui deodorant. Mama ei a fost cea care s-a întors acasă, însă din păcate și-a găsit fica moartă pe podea. Aceasta crede că trăiește un coșmar, ea și-a găsit copilul mort în locuință. Copila era sportivă și urma să treacă în clasa a noua. Un profesor de la școala la care învăța adolescent ar fi cerut ca tuburile de deodorant să fie retrase din comerț, pe motiv că tinerii inspiră vapori toxici. Mama tinerei a mărturisit că nu poate trece peste această dramă din viața ei și îi sfătuiește pe ceilalți părinți să fie atenți la lor pentru a preveni astfel de tragedii. Femeia este copleșită de durere. Ea a declarat că nu mai poate dormi nopțile după dispariția fiicei sale. Tânăra se confrunta cu anxietate și atacurile de panică. Adolescenta își dorea să devină avocat sau fizioterapeut, deși juca la echipa de fotbal feminin.